Bine te-am regăsit, Sensi! Bună seara! Unde mergi astăzi eu cu atâta energie? Astăzi mă duc să mă angajez sau să-mi schimb jobul, nu știu, că jurații zic că n-am nicio treabă cu stilul. Mi se contestă și munca mea de pe Instagram, mă duc, poate mă reprofilez, nu știu. Aolo, cine contestă? Așa, faptul că nu am steluțe și că sunt ultima în clasament. Păi stai puțin că ești a doua în clasament, adică nu înțeleg. În clasamentul steluțelor. A, la steluțe poate, te referi. Nu știu, mă fac... Eu și așa voiam, dacă aș da timpul înapoi, toată lumea spune că nu regretă nimic. E, eu aș fi schimbat cu totul, m-aș fi băgat la medicină și uite, puteam să o ajut și pe Ioana. Să nască ceva sau să-i aflăm sexul ceva, da. Nu știu. Ioanei sau bebelușului? Ioanei. Bine, Sensi, vino aici lângă mine. Am înțeles că nu îți convine... Când se spune că tu ai cele mai slabe ținute, da, dintre concurente, tu ce părere ai? Nici pe departe nu consider asta, că am cele mai slabe ținute din această competiție. Și nu o spun doar eu, ci și oamenii care ne privesc. Adică este adevărat că sunt o parte influențați de steluțe și, da, zic că da, Sensi, ești praf și nu ai ce căuta acolo. Și cealaltă parte care au coloană vertebrală și spun și au curaj să spună că Sensi, ne plac ținutele tale și continuă să faci ceea ce faci. Dacă cineva ar avea ținute mai slabe în opinia voastră, dar ar avea voturi, mi s-ar părea nedrept ca acel cineva sau acea fată să rămână și mână dintre celelalte. Îți dai seama că eu o să zic că nu mi s-ar părea nedrept. Eu fiind dat pe ultimul loc, ar fi cum să zic că mi s-ar părea nedrept să rămân. Nu, că poate, cine știe, poate o să surprind acum. După cum clasificăm ținutele astea? Păi după notele pe care le avem acum. Nu mi se pare normal. Ce? Ce nu ți se pare normal? Adică ținutele mele nu sunt cele mai proaste, chiar dacă sunt pe ultimul loc. Eu am avut ținute oarecum bune și sunt la final. Este, cred că sunt niște linii corecte. Și restul e subiectivă, că așa, da, poate nu-mi place, nu știu, un anumit stil, dar el e corect, că nu-mi place mie, asta e subiectivă, dacă e ceva haos și sunt piesele proaste puse cumva și n-au legătură și nu stilistic, n-au un registru stilistic, aia e greșeală. Dar analizez să mă gândesc la ele, că așa n-aș vrea să zic Ioana sau să zic Sensi sau să zic Lucie, nu sunt doar ele, adică au fost, uite și eu am avut ținută proastă, aia cu costumul. Tot era zi odată că nu e ca și cum, e clar că eu am avut ținute proaste. Păi am zis, n-aș vrea să zic doar Ioana sau doar Sensi, sau au fost și alte persoane predominante, că mai am zis predominante. Dar am avut și ținute proaste. Da, predominante, au fost voi în concurs. Au fost la noi două, adică puntate. Asta am și zis. Puntate, da, pe puntate zic. Eu nu am avut cele mai proaste ținute, punct. A, nici eu proaste, îți dai seama că și eu consider, mai ales că din moment ce m-am prezentat cu unele ținute, eu chiar am crezut în ele. Poate că n-au fost apreciate, că nu am făcut ce trebuia, dar din punctul meu de vedere, mie îmi plăcea. Adică eu m-aș fi dus așa îmbrăcată pe stradă sau eu știu unde. Dar punctate, e clar că noi am fost mai puțin apreciate, să zic așa. Dar cine le are? Nu știu, au fost mai multe ținute slabe care au fost punctate cu steluțe și ale mele care au fost mai ok, n-au fost punctate cu steluțe. Ok, e clar că dacă tu susții că au fost altele care au fost punctate și tu consideri că erau mai slabe decât tine, știi la cine te referi. Sunt câteva, da. Dă-mi nume. Păi nu știu, de exemplu, au avut ținute proaste, a avut și Odniela ținute proaste și a fost punctată, și Viviana a fost punctată și a avut câteva ținute proaste. Mm-hmm. Viviana? O să dai exemplu de o ținută care ție ți s-a părut proastă, dar în ochii juriului a... Nu țin minte să-ți spun exact. Nu, abia sunt prea focusată pe ceea ce fac. Zic eu, aia cu buline nu ți-a stat bine deloc. Mie mi-a plăcut foarte mult. Foarte bine cu ea. Nu mi-a plăcut chestia de pe cap, sincer. Costumul era frumos, dar cum l-ai tras până în suflet și înapoi, se vedeau pantalonii. Dacă nu zicea Raluca cum să faci să arate bine, era praf ținuta. Cum? Și am avut multe praf. Adică nu te supăra să... Na. Da, bine. Ce e, Viviana? E părerea ta. Nu, eram curioasă de discuție. Da, eu ce să zic, eu am încredere în părerea juriului și dacă oamenii mi-au dat steluțe, consider că au avut dreptate. Cum uneori când
cineva se prezintă în față cu o ținută pe care poate eu nu o înțeleg, sunt foarte curioasă să văd dacă juriul notează sau nu. Și atunci îmi dau seama că, uite, nu știam eu care-i treaba. Poate n-ai înțeles nici tu ținuta mea, dar a înțeles-o juriul. Da, așa este. Ok, da, Odniela. Referitor la ținute, eu cred foarte tare că și publicul într-adevăr are părerea lui, dar el notează în funcție de ce îi place și ce vede, dar nu stilistic vorbind. Vrei să spui că publicul este amator? Da, e importantă părerea lui. Iar jurații sunt profesioniști. Și e important să-i placă și publicului ce vede, dar jurații spun corect cum este... Ca la carte, cumva. Este, eu n-am ce să zic, adică pot să mă supăr, pot să învăț ceva din ce îmi zic să fac mai bine sau pot să zic, ok, mă ascult doar de public care mă place că sunt, nu știu, drăguță, da, sunt vorbărea. Discuția s-a dus în altă zonă, eu n-am contestat niciodată ce a zis publicul. Asta, asta e părerea mea. Doar că, uite, vreau... Ai contestat ce a zis juriu. Pardon. Dar asta ai făcut cumva acum. Că au dat este și ocazia mea să-mi apăr ținutele că zice că sunt prea stau acolo și nu zic nimic. Uite, vreau să zic, na, prea am înghițit, ca să spun așa. Și am stat și n-am zis nimic niciodată. Și mie îmi plac ținutele mele, sunt făcute de mine, eu nu am stilist. Cu tot ce mă vedeți acum sunt hainele mele. Cu excepția a două ținute, roșu și portocaliu, care au fost în totalitate de la un designer. În rest, toate sunt ținutele mele. Nu contest ce a zis juriul că nu mi-a dat steluțe. Eu vreau să-mi apăr acum ținutele pentru că eu cred în ele și consider că nu sunt cele mai proaste din această competiție. Da, dar bun, vreau să ni se permite să avem și stilist, ni se permite și sigur, să împrumutăm de la neamul chiar vecine doresc, verișoare. Uite, chiar îmi doresc, dacă avem e să mai același rămân buget, în această toate competiție. Fetele și fiecare alege cum să-și încălzească. Să nu se înțeleagă că una e mai amărâtă săraca că nu are și că una are că... Nu, avem un buget și un buget care ne permite cu siguranță destul de multe produse nu. Și stiliști. Dar pe mine nu mă deranjează cine are stiliști, chiar dacă dar cei de acasă interpretează anumite lucruri. Nu, că este... Poți să, de exemplu, poșeta, că tu zici că... Nu este a mea. Și ce are? Nu contează. Tu ți-ai făcut un selling, gen, nu trebuie decât să deții anumite poșete și încălțări și să se dea vina că, vai, Doamne, ea are, de aceea ea steluțe. Nu, poți la fel de bine să împrumuți atâta timp cât tu ai o idee în cap și construiești sigur, o ținută. Nici de sigur. Chestia asta nu m-am luat. Pe mine nu mă deranjează. Repet, dacă e să rămân, îmi iau și eu un stilist clar. Adică, ce rost are să te mai... Mai bine așa să... Ce rost are să te mai... E mai bine să te ajute cineva și să nu stai să te stresezi, să nu mai ai timp liber, să nu mai ai... Toată lumea în competiția asta, chit că... Da, da, când faci tot cu singur, de la poveste, la melodie, la ținută, este mai greu. Păi nu, stilistul nu ți-a alege nici melodia, nici make-up-ul, nici părul. Vrei make-up, puneți make-up artist, vrei hair, puneți hair stilist. Nu știu, n-am discutat niciodată. Nu, dar știi foarte bine. Că stiliștii decât poate să-ți procureze anumite piese vestimentare. Odniela, spuneai zilele trecute că îți dorești să fii super asumată și că îți dorești să spui lucrurilor pe nume. Însă totuși când a venit vorba despre aceste cele mai slabe ținute din competiție, nu ai vrut să nominalizezi. Nu, n-am dat un nume, am spus că în momentul de față și Ioana și Sensica, așa e clasamentul, erau pe cea mai proastă poziție la... Nu știu, dar aici nu era vorba de clasament, la... părerea ta. Că și păi, eu, mie, și de eu exemplu, cred... mie nu mi-a plăcut ținuta Vivianei, dar a fost apreciată cele mai multe, de juriu. Cele mai multe ținute proaste pe care le-am văzut și care nu mi-au plăcut nici mie, într-adevăr, Sensi le-a avut și tu ai avut după Sensi cumva ați fost, dar asta nu înseamnă că... Asta, s-a văzut chestia asta și de asta a fost și jurizată păi nu, așa. Dar nu, părerea e... ta. Noi două suntem total diferite ca și stil. Ea este pe simplist și așa cum o vedeți voi. Eu sunt mai nebun, mai multă nebunie. Doar că, dragă Sensi, simplist nu este egal cu simplu. Să da, nu corect. Facem confuzii. Simplist înseamnă altceva. Ok. Viviana, cum arată ținuta propusă de Sensi astăzi? Chiar vorbeam cu Sensi mai devreme că ținutele noastre cumva se aseamănă. Mi-ar fi plăcut dacă maleta era puțin mai strâmtă și pantalonii mai largi. Și mi-ar fi plăcut să nu-ți dai jos sacoul, adică să păstrezi ținuta așa până la capăt. Îmi place combinația de negru cu auriu de obicei și am văzut că ai pus câteva accesorii. Încercam să caut asemănarea, dar nu o văd în afară. Că e tot sacoul negru, tot maletă, tot pantalon scurt. La asta mă... Se pare total altceva la fiecare. Cumva piesele sunt... Da.
Mi-am zis părerea. Ok, mulțumesc. Madalina. Nu te wow, dar e. Ea a zis că ea merge pe, nu merge pe simplist. Că e foarte nebună. Nebune să înțeleg. Mie nu mi se pare. Asta e o ținută care eu o port zilnic, cum bate ploaia și ce să mă răcurește puțin afară, doar că cu alți bocanci. Bocanci aceia nu-mi plac. Atâta tot. Dar nu mi se pare nimic ieșit din comun. E o ținută care o găsești pe toate drumurile, cum s-ar spune. Păi, să vedem ce spun jurații despre această ținută. Sensi, simt pumnii în fața lor. Aici plecăm de la o chestiune foarte simplă, de la un ABC al stylingului. Mai cu seamă că tu vorbeai mai devreme despre comunitatea de pe Instagram și faptul că cineva, n-am înțeles exact cine îți contestă acea activitate și așa mai departe. O femeie care și-ar cumpăra această geantă, o cetățeană care ar împrumuta această geantă, bref, care ar apărea cu această geantă, niciodată nu ar accesoriza așa o ținută, chiar dacă este o ținută în aparență ușor de stilizat, pentru că nu e așa, este neagră. Greșit. Ce legătură există între acea geantă și finețea aia de lănțișor pe care tu o porți la gât? Dar nu trebuie să o dai jos, noi aici analizăm și încercăm să înțelegem de ce faceți lucrurile astea. Chiar dacă din avion pare corect, să încercăm să înțelegem că dacă mă îmbrac doar în negru și am doar negru, nu înseamnă că este și corect. E seacă, n-are vibe, n-are viață, e accesorizată tâmp, fără personalitate, eu asta încercam să-ți spun. Maleta trebuia să fi fost, sau bluza pe care o poți trebuie să fie avut un gât mai lung de atât, este foarte indecisă tăietura. De fiecare dată când vă dezbrăcați de sacou sau ce purtați, o faceți pentru că ceea ce urmează să arătați este wow, nu este middle, deci aveți grijă la alegeri. Pantalonul ar fi trebuit, de fapt, toată ținuta ar fi trebuit să fie mixată cu diverse categorii de texturi. Dacă pantalonul ar fi fost un pantalon de la un brand și ar fi imitat cumva pantalon de pijama decupat spre șolduri cu broderie pe margini, ar fi fost cu totul și cu totul altceva. N-ar mai fi fost, așa cum spune Maurice, un pantalon plictisitor. Fii atent, eu nu o să mai repet ceea ce a spus Măsa Mare aici de față, pentru că și pe mine mă sperie alegerea accesorilor rău. Adică faptul că geanta este foarte frumoasă, bocancii îmi plac, costumul așa, never mind. Dar mă sperie faptul că alegeți asemenea tip de accesorii în combinație cu asemenea agenție, etc. Însă vreau să întreb altceva. Tu ai susținut mai devreme când vorbeai cu colegile tale că vrei să-ți aperi ținutele, că ți se pare că tu ai ținute bune, că de foarte multe ori noi punctăm sau depunctăm într-un motiv sau altul diferite concurente. În concluzie, acum când îți spunem că motivele pentru care ținuta ta e greșită, apără ținuta, ești de acord cu noi, că ai zis doar bine. Eu înțeleg de fiecare dată ce îmi spuneți voi și rămân câteodată așa la ce ziceți, cum faceți legăturile și doar că sunt niște chestii pe care mi le spuneți. Uite, de exemplu, ieri Maurice a luat de perlele mele că a zis că sunt de plastic, dar per total ținuta arăta foarte bine. Lasă ținuta de ieri, tu zi vis-a-vis de astăzi. Tu și asta, am înțeles, ok, asta nu ieri merge, dar per total ținuta arată eu, bine. Eu țin niște cursuri și... Cum se arate bine per total? Tot timpul când încep și o luăm așa cu ABC-ul, tot timpul, la fiecare grup, am spus această chestie. Cel mai greu de purtat pe fața pământului sunt, în ordine, pantofii stiletto, cămășile albe, trenciurile și perlele. Dacă nu ești Dumnezeu rafinamentului sau Dumnezeu chiciului sau Dumnezeu echilibrului și al armoniei, nu purta feiță niciodată perle. Foarte multe cucoane, și nu vreau să jignesc pe nimeni, nu știu că ai observat de-a lungul timpului, poartă perle pentru că li se pare că dau acea notă de finețe, elegant, de clasă. Greșit! Fie ești Dumnezeu rafinamentului și pui perle, sau al zonei alternative și pui perle, fie nu mai pui feiță nimic. Hai să dăm calificative. Deci, vis-a-vis de ținuta de azi, ai înțeles și e în regulă? Mulțumesc! Mulțumesc! Se pare că în acest sezon eu am tras paiul cel mai scurt. Și doar datorită vouă mai rezist în această competiție. Și vă mulțumesc din suflet pentru tot ceea ce faceți pentru mine. 9!
Noi am dat niște calificative, deci nu ni le luăm înapoi, nu? Da. Luca, ție calificativul înapoi? Nu, ce aș putea să spun la chestia asta, Dana? Dacă se vine cu acest argument cu publicul de pe Instagram. Păi publicul de pe Instagram, Dana, și în general publicul are păreri despre orice. Cred că Sensi lansează cumva o ripostă din asta unde noi, jurații, trebuie să ne temem un pic de masele, de oamenii, cei care o plac pe ea. Că și s-ar putea... Păi nu, noi ne temem de ceva, nu știm ce trebuie făcut aici. Dar e foarte bine că oricare Sensi sau oricare dintre fete, e foarte bine că are publicul ei, că au publicul lor. Știi, te pui cu Sensi, te pui cu 21% dintre cei care... Asta e o chestie foarte pozitivă, faptul că niște oameni ajung să aibă un public și așa mai departe, numai că lucrurile astea nu pot fi confundate. Cum să-i spun, cum să o fac să înțeleagă dacă ea e convinsă că e foarte bine îmbrăcată? Nu, Sensi este structural foarte prost îmbrăcată. Ea nu, și nici măcar nu are cum să înțeleagă lucrurile astea, adică și devine, pentru mine e dezarmant, pentru că n-am nici timpul și mi-ar lua... Dar ți-ar lua ani! Și se vede chestia asta din orice, din cum alege o piesă, din cum merge, din cum nu argumentează, pentru că ea avea senzația că face, că produce argument. Faptul că tu spui că ai o părere diferită de altcuiva, nu înseamnă că ai argumentat.